Bună, Capricorn, și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 14-20 martie. Menționez că este o citire generală în care voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Dacă citirea ți se potrivește, te aștept cu drag la o citire mai detaliată, mai amănunțită, la care ai acces dacă te alături acestui canal. De asemenea, menționez că citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Capricornului. Hai să vedem, dragilor, ce se întâmplă pentru voi în această săptămână. Și a sărit deja o carte, care o să o lăsăm aici, este pe poziția celorlalți. Bun, situația, turnul. Ce gândiți voi? 7 de bâte. Veniți în ajutor. Ce simțiți voi? Nebunul. La baza manifestărilor voastre, Marea Preoteasă. În exterior aveți Magicianul. Foarte interesant. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Cavalerul de Spade. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Treiul de Cupe. Energia generală, dragi Capricorni, este Regele de Cupe. Bun. O săptămână în care apar tot felul de discuții, apar tot felul de lucruri care țin de o persoană cu autoritate de la voi din viață. Poate e șeful, șefa, poate e o decizie a cuiva, cineva care renunță la ceva anume, ceva care ține de trecut, ceva care ține de ceva vechi. Și să știți că pentru cei mai mulți capricori este ceva care se dărâmă, ceva care se zdruncină, ceva care are legătură cu trecutul vostru, ceva care are legătură cu ceva vechi. Zona artei, spiritualitate, creativitate. Acum, dragi capricorni, pe data de 18 martie avem o lună plină în semnul Fecioarei, care pentru voi reprezintă activarea axei 9-3 sau 3-9, care este o axă a distanțelor, a drumurilor, a cunoașterilor, de ce nu? Și aici să știți că apar tot felul de lucruri total ieșite din comun, da? Lucruri mai ciudate, ca să spun așa. Probabil știu eu un anumit element care ține de străinătate, de studii înalte, filozofia voastră de viață, spiritualitate, internet. Aici să știți că apare un element așa foarte critic. Ori e o persoană care vine și vrea să vă trezească puțin din anumite iluzii, din anumite lucruri. E ca un moment în care se poate face o curățenie. Asta dacă voi vedeți partea de curățenie din toată această poveste. Așa cum am spus pentru toată lumea, o să avem tendința pe această lună plină în Fecioară, mai ales că este guvernată de Mercur, care este în Pești, să nu înțelegem lucrurile exact despre ce este vorba. Și atunci vor apărea tot felul de critici, tot felul de vorbe pe care le primim cu toții, dar la voi este foarte, foarte intensă această situație. De asemenea, pe 19 martie este un careu între Venus, planeta banilor și a iubirii, care la voi este chiar pe casa banilor, și Uranus, care este în Taur, pe casa a cincea, deci pe zona proiectelor, nu știu, creativitatea voastră. Poate un proiect pe care l-ați pornit are șanse să se zdruncine acum, pur și simplu e un moment în care ori un divorț, ori o rupere, oriceva care ține de un proiect pe care îl aveți voi în desfășurare, ceva ce vă doriți să faceți, acolo au loc tot felul de răsturnări de situație. Turnul, ca și energie generală, chiar vorbește despre așa ceva și e o săptămână în care anumite planuri se duc, anumite gânduri se duc, o relație, o înțelegere pe care ați făcut-o cu cineva piere, se duce. Unii posibil chiar să aveți ocazia să vă eliberați dintr-o poveste, dar depinde foarte mult de voi în tot acest context. Iarăși, poate fi un moment în care pur și simplu sunteți obligați să o luați de la zero, sunteți obligați să puneți osul la treabă, să acționați, dragi capricorni. Mai ales că pe casa aceasta a banilor sunt planete acolo și vă ajută, a intrat și Venus, micul benefic, care vă ajută mult mai mult decât a făcut-o Saturn până acum, spre exemplu, care v-a limitat probabil resursele financiare și nu v-a ajutat cu mare lucru. Dar ideea este pentru cei mai mulți dintre voi că e un moment mai aparte în care aveți ocazia să dărmați ceva care oricum nu ducea nicăieri. Da?
Poate e vorba de o relație, așa cum am spus. Zona voastră personală văd că este destul de intens aspectată din acest punct de vedere. Ce gândiți voi? 7 de bâte. Foarte mult curaj aveți aici și sunteți dornici să vă aruncați așa cu capul înainte. 7 de bâte, iarăși, poate să vorbească și despre un moment în care reacționați într-un mod poate nu neapărat prea profund, dar e ca și cum dați dovadă de mult prea mult curaj, mai mult decât este cazul. Da, pentru unii capricorni. Tare multă încredere aveți și tare bucuroși sunteți atunci când vine vorba de un contract, de o asociere, de o înțelegere, de un parteneriat, de o relație. Unii capricorni, mai ales pentru cei singuri, aveți ocazia acum să cunoașteți o persoană pe zona locului de muncă, dar e o persoană care vă poate aduce schimbări pe zona aceasta a banilor, iarăși pentru alții dintre voi. În inima voastră aveți nebunul. Nebunul care... vă oferă o senzație de nou început. E ca și cum vreți să lăsați ceva în urmă. E o nebunie tot ce se întâmplă, mai ales că e vorba de un eveniment total neașteptat din familia voastră, din zona prietenilor, persoanele apropiate vouă. Și de aici, dragilor, văd că sunteți voi puși pe un nou început. Aveți foarte mult curaj. E ca și cum fugiți de acest turn. Să nu neapărat fugiți. E ca și cum vă încărcați cu energia de aici și vreți să vă propulsați undeva departe. Dacă e vorba de viața voastră personală, tot înainte, că aveți ocazia să clarificați. Eu simt așa din cărți că e vorba de cea energie după o curățenie generală, da? E ca și cum, gata, s-a întâmplat ceva, trebuie să facem curățenie generală și în viață și fizic vorbind. Și voi sunteți foarte eliberați de acest aspect, în sfârșit parcă v-ați luat o piatră de pe inimă. Dar, repet, depinde și de voi să profitați de această energie a turnului și să o folosiți pe post de combustibil pentru a vă avânta, știu eu, mai departe. Ia uitați, aveți aici o persoană care vă ghidează, chiar întâlniți o persoană sau poate cunoașteți deja. E cineva care are o cunoaștere înaltă, o persoană care are studii înalte sau o persoană care are o intuiție aparte. Iarăși, zona spiritualității poate juca un rol extrem de important în viața voastră în această săptămână, mai ales când discutăm de persoanele extrem de apropiate vouă. Acolo aveți ocazia să aveți un ghid aparte, dar trebuie să-l și ascultați. De asemenea, parcă aveți voi aici niște planuri, niște secrete, știți voi anumite lucruri, intuiți voi ceva și parcă nu vă vine să credeți că lucrurile chiar se concretizează, cum s-ar spune pentru alți capricorni. Marea preoteasă, iarăși, vine aici și vă spune că e cazul să vă ascultați o... o intuiție, o părere pe care o aveți voi și care vine din interiorul vostru. În exterior aveți magicianul, nu știu, parcă e o săptămână cu magie la voi. Aici aveți o persoană care parcă are de toate și nu prea știe pe ce drum să o apuce. E cineva care își face inventarul, care spune, uite, eu am uneltele astea, ce anume pot să fac cu ele. Și voi sunteți cei care puteți să ghidați această persoană, puteți să o reorientați, puteți să o ajutați să meargă pe drumul său. De asemenea, dragilor, posibil să aveți parte de o surpriză din partea unei persoane atunci când vine vorba de a negocia. Sau e cineva aici care totuși și urmărește propriul interes din acest turn de aici. În inima celelalte persoane sau în inima celorlalți, cavalerul de spade, posibil să asistați la tot felul de discuții foarte rapide, destul de acide, nu neapărat să fiți voi implicați, dar în urma acestor discuții e ca și cum vă retrageți de acolo total, da? Vă luați toate jucăriile și mergeți spre un alt început. Unii posibil chiar să asistați la vreun conflict, la vreo ceartă undeva în familie sau pe zona voastră personală. Cineva să înceapă așa să izbucnească peste noapte și voi pur și simplu să vreți să plecați de acolo, să rupeți zidurile, cum s-ar spune, să rupeți lanțurile. Și asta e interesant, dar oricum ar fi o surpriză aici. Nici voi nu vă așteptați de o asemenea reacție. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți treiul de cupe, dragilor? Aici văd o persoană sau persoane care se bucură alături de voi sau poate e o petrecere, e o întâlnire la care sunteți invitați. O bucurie care apare pe zona locului de muncă, asta pentru cei care vă doriți un loc de muncă, aveți ocazia, dar trebuie să ieșiți din tipar, adică trebuie să ieșiți din zona de confort, că așa nu merge. Da? Așa nu merge.
Unii poate auziți de o căsătorie, de o logodnă, de o nuntă, ceva, de o relație, dar undeva mai la distanță de voi, din punct de vedere fizic sau energetic. E o primă victorie a cuiva, iarăși, pentru alți capricorni. Bun, dragilor, hai să vedem și o carte de oracol pentru voi. Și aici aveți mesajul: nu presupune niciodată nimic, nu face presupuneri inutile. Da, poate, cine știe, poate ați presupus, gata, rezolv asta și după aia gata, sunt fresh. Da, bun, suntem fresh, da, mai departe ce facem? Aveți aici culoarea verde, da, culoarea iubirii, culoarea naturii. Indiferent de relație, noi pornim de la premisa că ceilalți știu ce gândim și deci nu mai trebuie să precizăm ce anume ne dorim. Și e bine să spuneți lucrurilor pe nume. Cine știe, poate aveți parte de o discuție mai diferită în această săptămână, care vă ajută să clarificați o situație, dar trebuie să luați și voi atitudine, repet, și să ieșiți din zona de confort. Noi pornim de la premisa că ei vor face ceea ce ne dorim pentru că ne cunosc foarte bine. Dacă nu fac ceea ce ne dorim, ne simțim răniți și ne gândim: cum ai putut să faci asta? Ar fi trebuit să știi. Deci, e bine, dragi capricorni, să oferiți celorlalți, știu eu, detalii despre ceea ce vă doriți, despre ceea ce vreți să faceți, să exprimați exact tot ceea ce aveți de oferit sau ceea ce doriți să vi se ofere, tocmai ca universul să se decidă: domnule, îți dau sau nu-ți dau, că dacă ieși și nu cereți, de nicio culoare nu se și realizează. Bun, dragi capricorni, aceasta a fost citirea voastră generală pentru următoarea săptămână. În continuare, eu voi da extensii cu acest tarot pentru fiecare carte de aici, iar pentru cei care sunteți interesați de mai multe detalii sau de o citire mai amănunțită, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Calitatea de membru vă asigură acces la toate extensiile pentru toate zodiile și pentru anul 2022 și pentru filmările care apar în fiecare lună, pentru martie, pentru aprilie, când vor apărea filmările. Aveți acces și la filmările pentru această primăvară astronomică, pentru toate semnele zodiacale, dar și la toate citirile pentru toate zodiile care apar în fiecare săptămână. Așa că dacă sunteți interesați, vă invit cu mare drag în comunitatea acestui canal. Eu vă îmbrățișez, dragilor, să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine și la tarotul zilnic pe zodii, dar și la alte citiri care mai apar pe acest canal de YouTube.